Eu sunt Midas. Și eu sunt Horați Moldovan. Și astăzi vom încerca să ghicim portarul profesionist dintre cei 6 portari deghizați pe care îi avem aici. Vom avea 4 runde eliminatorii, la finalul cărora Horațiu va trebui să ia o decizie. Dacă portarul ales nu e profesionist, atunci el câștigă 1000 de lei. Pentru prima probă, băieții vor trebui să se prezinte, să ne spună prenumele și vârsta. Mircea, 17 ani. Sunt Dan, 24 de ani. Andrei, 23 de ani. Vlad, 16 ani. Cristi, 18 ani. Leo, 17 ani. Astea au fost prezentările, să spunem, ca să cunoașteți și voi candidații. Câte meciuri ai jucat până acum? Ținând cont că fac fotbal de 10 ani aproape, destul de mult. N-am un număr exact. Aproximativ 100 la nivel de senior. După 17-18 ani am jucat cam 30 de meciuri maxim. După atâția ani, cred că am peste 70-80 de meciuri. La titular doar vreo 15, cam așa. La profesionist doar 30. E rezervă sau titular? Titular. 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 Ia vezi, nu mă titular. În mare parte rezervă. În momentul ăsta sunt liber de contract, dar am fost titular. Facem eliminare, nu? Da, facem prima eliminare. Numărul 6, crezi că e liber de contract și automat nu mai e profesionist acum. Deci numărul 6, din păcate, ne părăsești. Îți poți da jos masca? Ia să vedem, l-am numerit direct, era profesionist, dar nu. Nu era profesionist. Care e maximul de goluri primite într-un meci? La juniorat sau la seniorat? La seniorat. Mi se pare că în jur de 5 sau 6. Ah, ești bine. Eu am la 7. 12. Bă, humble. 9 goluri. Am luat 5 goluri într-o repriză și am fost scos. Ăla a fost ultimul meci. Aole, te-ai și retras. În glorie. Orați, o să te rog să semnezi mingea asta. O să facem un giveaway. Puteți să câștigați mingea dacă vă abonați și lăsați un comentariu la acest canal. Perfect. Mingea semnată. În runda 2, fiecare portar va trebui să facă 10 duble. Apropo, hai să facem 5000 de like-uri la acest video. 10 duble. Hai să vedem cum vă descurcați. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ok. Aole. La asta nu mă așteptam. Îți bune și pat. Ok, e acceptabil cu mască. Scuza. Acceptabil, da. Ok. E de ajuns, ești admis. Primul a fost mai convingător, parcă puțin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Și numărul 5. Și acum mai facem o eliminare, nu? Care ți s-a părut cel mai convingător? Numărul 2. La duble? Da. Și 1. Dar nu e o probă de portar până la urmă. Da. Asta vrem să vedem dacă aveți treabă cu fotbalul. Vrei să mai facem o eliminare? Hai, pe cine numărul 5. Îi luăm de la 6, 5, 4, 3? Nu, no, chiar, da. Hai, numărul 5, poți să-ți dai masca jos. Mai avem 4. Cum vrei să-i testăm? Hai să vedem reacția cu mingea de tenis. În runda 3 le vom testa reflexele cu o minge de tenis. Nu uita să folosești codul MIDAS pentru 10% reducere la orice comandă de pe ergol.com, mai ales acum înainte de sărbători. Numărul 1. Pic lent. Aproape. Hai că o las de mai sus. E și greu cu masca. Aproape. 4. Încă una. Hai. Aproape. Numărul 2. Mișcarea bună, ne-a prins mingea. Ține-le pe amândouă, uite așa, Horațiu, le ții așa pe amândouă, așa, tu ține deasupra și dai drum, da. Ia uite. Bun. L-ai luat tare. Bună. Mișcarea e bună asta. Aproape. E bine și dintr-o. Bun, da. Gata, m-am convins. Mai te-a convins, nu? Numărul 3. Ce-a dat mingea printre picioare. Hai că încercă cu aia mare, dacă vrei. Bună. Hai, mai stângar, dar e ok. Hai, ultima. Ai avut 5? Una. Da, așa n-ai cum să o prinzi, numai dacă stai poziție mai joasă. Aha. Pune amândouă. Așa? Fac eliminarea acum? Poți să faci eliminarea. 1. Numărul 1. Poți să-ți dai masca jos?
Este Mircea, un portar chiar bun, nu e profesionist încă. Păi de asta l-am și eliminat, că zic că e micuț încă. De la început am ținut minte chestia asta. Și e greu să... Profesionist vorbești Liga 1, Liga 2. Da, da, e foarte bun. Mircea e foarte bun, am mai fost în video la mine, bun portar. Mai avem 3 numere, mai băgăm o probă. Hai, priză. Priza? Bun. Runda 4 poate fi una decisivă, deoarece vom testa priza portarilor. Nu uita să te abonezi, pentru că vreau să ajung până la finalul anului la 185.000 de abonați. Da, numărul 2 începe, nu? E ok? Da. Dăm 3 la fiecare? Da, era să-mi da, iei una față de... Da, 3, să nu mulți de minte. La ce priză? Gata, ajunge nimeni, dar am văzut două. A, ok. E de ajuns. E de ajuns, nu? Numărul 3. Vezi, vine? Poate și un anmască și rămâne acum. Bun. Oh. Oh, priza daneză aproape. A dus maica. Da, numărul 4. Bine. Cum s-a părut până acum? Deci cine e? Ok. Ok, nu? Treiul eliminăm acum. Treiul eliminăm? Da. Au sunete de elicopter. Hai să vedem mânușile ultimilor doi participanți. Asta să stea noi de la... Ai Ion, cred că o să ne vezi. A, ah, la fel. Opa! Ia, taci puțin. Ok, după mânuși oricum nu prea putem să eliminăm, că putea să-și alea oricine. Da. Bine, da. Cred că el avea cele mai bune mânuși. Da. Acolo în spate, serios. Da, știu, garantat. Eu i l-am adus. Da. Cele mai scumpe, da. Propun să facem o probă de degajări și precizie. Hai. Trebuie să nimerească bara din aruncare. Ok. Hai să vedem. Aproape, bun, aproape. Bun, bun. A nimerit. Hai încă una. Aproape din nou. Da, dar de două din două le-a nimerit. Le dau un penalti? Cum? Tu cred că ți-ai dat seama de cine e. Hai să facem și un penalti, hai să dăm și un penalti să vedem. Dacă o dau pe jos e gol. Ah, să vezi și să nu crezi. N-a sărit rău. Nu, da, s-a sărit mai bine prima variantă. Bun, hai să vedem. Deci portarul profesionist, care crezi că e? Aici, în dreapta. Numărul 2, da? Da. Numărul 4, poți să-ți dai masca jos? Salut. Sperăm viitor jucător profesionist, la fel foarte talentat, dar nu e portar. Și numărul 2, cine crezi că e? La Liga 2, așa, 100%. Așa. Și cred că la echipă pe la București, pe lângă București. A gândit-o bine. Și nume? Îndrăznești? Îndrăznești dacă ți-a zis. Da. Eu cred că e Zvoranu. Poți să dai masca jos, numărul 2? Mai jura bine, Este Dani Zvoranu de la Tunari, din Liga 2. Suntem prieteni chiar foarte buni. Portarul secret a fost Dan Zvoranu din Liga 2 de la Tunari. Mulțumim pentru participare. Mulțumim. Horatiu și-a dat seama foarte repede de cine era vorba. Îl urmăresc. Însă am observat și eu că îl urmărești pe Instagram. Prima dată am zis că nu o să-l aleg pe el, dar am fost nevoit, ca să zic așa, să fie Dan. Oricum, s-a văzut și diferența, după probe, da. Diferența da. Între băieții care sunt în că la juniori sau cei care nici măcar nu joacă da, port. Adrian, vrei să ne spui ceva? La juniori, la sapă, la betoane se vede diferența. Cine a stat pe acoperiș și cine a stat în poartă. La final vreau să mulțumesc Academiei Sport Team pentru găzduire.